Citim Biblia împreună. Ne-am făcut obiceiul acesta pentru că în timpul izolării este și timpul în care putem să comunicăm cu Dumnezeu mai mult decât în celelalte zile. Ne-am oprit, ne-am liniștit, nu mai este aceeași agitație a vieții și ne putem face un ritm sănătos care sper să rămână și după ce trece criza aceasta. Pentru că va trece criza, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rămână o obișnuință, o pasiune, o preocupare pentru noi. Astăzi citim capitolul 17 din Evanghelia după Luca, și capitolul acesta ne prezintă la început situațiile conflictuale, tensiunile care apar și motivele pentru care avem uneori să fim supărați sau nemulțumiți de cei din jurul nostru. Care trebuie să fie atitudinea noastră? Poate ai fost supărat sau jignit chiar săptămâna aceasta de cineva. Poate ai supărat tu pe cineva și ai jignit pe cineva și nu ți-ai dat seama dar apoi te-ai gândit, oare a fost bine ce am făcut? Ascultați, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. E f sigur lucrul acesta, spune Iisus. E cu neputință să nu se întâmple. Greșim și noi și greșesc și alții față de noi. Vai însă, spune Iisus, de acela prin care vin preleșurile. Să nu fim noi aceia care să conducem pe altul la păcat. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Mă gândesc astăzi la oameni care forțează pe alții să comită tot felul de păcate. Oameni care îi folosesc pe alții și îi înjosesc și îi și care nu le recunosc demnitatea. Isus are un avertisment foarte serios pentru aceia care, în mod conștient, îi împing pe alții să păcătuiască. Isus spune, ei se fac părtași la păcatul acela și, de fapt, pe diapsa lor va fi mai mare. Luați seama la voi înși Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Ce cuvânt foarte practic și foarte apăsat din partea Domnului Isus și de șapte ori, dacă cineva greșește, ai datoria să oferi iertare. De ce? Pentru că și Dumnezeu ne-a pe noi. Apostolii au zis Domnului, mărește necredința și probabil că asta am simțit și noi când am auzit cuvintele astea. Doamne, trebuie să iert așa de des chiar. Mărește necredința și Domnul a zis, dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar a zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va asculta. Iisus spune, credința noastră nu este un efort intelectual al minții noastre, ci este încrederea noastră, dependența noastră de Dumnezeu. Și atunci când acționăm prin credință, Iisus spune, răspunsul vine direct din mâna lui Dumnezeu. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină odată și șezi la masă. Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea, vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi. După ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. Pilda aceasta se pliază, desigur, pe contextul social și relațional din secolul I. Robul nu avea drepturi, ci obligații mai degrabă. Isus folosește totuși contextul acesta ca să ne amintească. Noi, când facem bine, când iertăm, când ajutăm pe cineva, când facem dărnicie și milostenie, Isus spune facem ceea ce este natural să facem. Nu poți ca să-ți arogi niște merite. Nu poți să faci din asta un titlu de glorie. Toate faptele bune pe care le facem ar trebui să fie normalitatea. Să fie lucrul natural și în mod obișnuit de sigur. Noi nu ne lăudăm pentru că, uite, astăzi am mers pe stradă și am mutat mai întâi piciorul stâng și apoi piciorul drept. Sau astăzi am stat la masă și am luat lingura și am dus-o la gură. Astea sunt lucruri naturale, țin de natura noastră. Isus spune, voi trebuie să recunoașteți. Tot binele pe care îl faceți trebuie să izvorască din natura nouă pe care ați primit-o de la Dumnezeu. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. A străbătut aceste provincii. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zece leproși. Ei au stat departe și și-au ridicat glasul și au zis: Isuse, învățătorule, ai milă de noi. Leproșii erau obligați prin lege să nu se apropie de mulțime. Erau în izolare socială, exact ceea ce se întâmplă astăzi. Ei puteau să contamineze foarte ușor oamenii, de aceea stăteau în niște colonii separate și nu puteau să intre în mijlocul mulțimii. De la distanță au strigat, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Imaginați-vă, de la depărtare, pentru că nu puteau să fie lângă Domnul. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Iisus îi trimite la preoții care, conform Vechiului Testament, aveau chiar un ritual special de rugăciune și de curățire pentru ei. Dar în drum spre preoți, ei sunt deja vindecați. Este minunea lui Dumnezeu. Iisus probabil a vrut să testeze credința lor, ascultarea lor, așa cum s-a întâmplat, dacă vă amintiți, în Vechiul Testament cu Naaman Sirianul. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Au strigat cu glas tare pentru vindecare, dar acum omul ăsta strigă cu glas tare și de bucurie că fusese vindecat, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritian, era dintr-un grup de oameni disprețuiți de evrei. Isus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățați toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. De câte ori am uitat noi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale? Unii dintre noi au fost vindecați, au fost restaurați de Dumnezeu din păcate, din pofte, din lucruri morale. Am văzut mâna lui Dumnezeu cum ne-a ajutat din punct de vedere financiar cum a binecuvântat familiile noastre, cum ne-a ajutat în atâtea domenii. Iisus ne întreabă în dimineața aceasta prin cuvântul acesta, n-am făcut eu mari lucruri pentru voi? Oare nu s-ar cuveni ca să vă deprindeți cu mulțumirea, să fie un mod de viață, să fiți recunoscători pentru tot ceea ce Dumnezeu v-a dat? Omul acesta care s-a întors la Hristos a avut parte de un bonus, pe lângă faptul că fusese vindecat de Iisus, Iisus de asemenea l-a și mântuit, i-a spus credința ta, te-a mântuit, a declarat restaurarea și a sufletului său, pentru că toți avem nevoie de vindecare și trupească, dar și de cea spirituală. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns el a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, că iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Fariseii îl întreabă pe Domnul Isus privitor la manifestarea împărăției. Ei se gândeau desigur la o împărăție lumiască, o împărăție pământească, condusă de un rege pământesc, și de aceea îl întreabă pe Domnul Isus când va veni această împărăție, pentru că Isus predica împărăția și spunea împărăția este aici. Și Isus vine cu o precizare foarte importantă. Împărăția nu vine în așa fel ca să izbească privirile, să șocheze oamenii, să facă un show, să facă un spectacol din asta. Ci împărăția, spune Iisus, este în lăuntrul vostru. Tu, primindu-L pe Hristos în viața ta, renunțând la păcat și începând să arăți un mod nou de viață, relații bune, curăție în gândire, în atitudini, o vorbire frumoasă, milostenie și dragoste față de seminii tăi. Acolo împărăția lui Dumnezeu a venit și se manifestă. Continuăm citirea acum cu un ultim pasaj intitulat Venirea Fiului Omului. Iisus continuă să vorbească acum despre împărăție, după ce nu le-a răspuns fariseilor, spunându-le când va veni împărăția în mod fizic, Iisus totuși le dă niște indicii importante ucenicilor. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Iisus avertizează că urmau să vină zile în care El însuși, Fiul omului, să se depărteze de la ei și să nu se mai manifeste în același fel fizic. Vi se va zice atunci, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați, căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat din neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, biau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla ai doma. Oamenii mâncau, biau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă minte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsată. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul? Acolo se vor strânge vulturii. Desigur, textul acesta este mai complex, cu multe legături, cu multe trimiteri spre evenimentele sfârșitului, am să încerc în concluzia acestei lecturi de astăzi doar să ofer câteva indicii pentru cei care doresc să aprofundeze acest cuvânt al lui Dumnezeu. În primul rând, Iisus spune, fiți atenți, vor veni alții să pretindă că sunt Mesia, că sunt Hristosul. Iisus spune, nu vă duceți după ei și nu-i luați în seamă. Și mesajul acesta trebuie să rămână strict pentru noi și astăzi, dacă cineva are pretenția că este Mesia sau altcine, altcineva trimis de Dumnezeu, nu îl ascultați măcar. Apoi Isus spune, El când va veni, semnele venirii Lui vor fi niște semne în natură foarte puternice, cum vine fulgerul de la o margine a cerului până la cealaltă. Venirea Fiului Omului va fi manifestată într-un mod atât de puternic. În schimb, acum Domnul Isus se focalizează pe altceva. Cum va arăta lumea când va veni Fiul Omului? Și Iisus spune așa, va fi ca în vremea lui Lot și ca în vremea lui Noe. Adică oamenii mulți vor fi nepăsători, vor fi interesați de afacerile lor, de mâncare, de plăceri și nu vor fi preocupați de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat în vremea lui Noe când a venit potopul, așa s-a întâmplat în vremea lui Lot când a venit pe pediapsa lui Dumnezeu peste Sodoma și Gomora. Și mai este aici un indiciu. Iisus pare să spună când răutatea și stricăciunea oamenilor va fi la culme atunci va veni judecata lui Dumnezeu și asta trebuie să ne dea de gândit. Iisus apoi avertizează evreii din vremea lui, spunându-le că va veni o încercare mare peste generația lor. Și le spunea în vremea aceea să nu se mai întoarcă nici măcar în casă să-și ia un lucru, când vor auzi că vine pe diapsa nimicirea să fugă. Și asta avea să se întâmple în anul 70, când a fost dărâmat Ierusalimul. Avertiza acolo Iisus faptul că uh, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Vorbea Iisus acolo despre marea distrugere care avea să fie peste cetatea Ierusalimului. Acum, dragul meu, te încurajez, meditează la cuvintele acestea, la caracterul pe care noi trebuie să-l dobândim prin Cuvântul lui Dumnezeu, la viața nouă, care ne va pune într-o legătură frumoasă cu Dumnezeu, cu seminii noștri și va face ca împărăția lui Dumnezeu să se manifeste acum în noi pentru gloria lui.